Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată-ne în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri, o ediție dedicată unor premii importante pe care România și în acest an le primește, mai bine zis, unor echipe devotate de români, datorită cărora Europa Nostra, celebra, nu, organizație europeană, recompensează România și în acest an. Îi avem alături pe Caroline Fernoland, președinta Mihai Eminescu Trust, sărut mâna. Bună seara! Și ne onorează la fel de mult fostul director al Institutului Patrimoniului, domnul arhitect Ștefan Bălici, în această seară alături de noi în calitate de președinte al Ordinului Arhitecților din România. Seară bună, domnul arhitect! Bună seara! Bine v-am găsit! Este o bucurie acest premiu. Vă rog să ne spuneți mai multe, pentru că cei ce ne aud și de ce nu ar dori să ia parte la așa ceva, ar putea pentru 2025 să participe. Vor fi cât de curând deschise înscrierile. Caroline, cum a pornit totul? Da, proiectul nostru de la Alma Vii, de revitalizare a satului, a pornit chiar cu domnul Ștefan Bălici. El ne-a făcut proiectul tehnic pentru Biserica Fortificată și în 2011 cred că am început proiectul tehnic împreună cu dânsul și în 2008 am început noi activitatea în sat în Alma Vii și fiindcă comunitatea din Alma Vii își dorea să restaurăm, să revitalizăm Biserica Fortificată, am început pașii pentru a pregăti proiectul. Am reușit să câștigăm un proiect în 2014 cu fondurile norvegiene, cum se spune, și după aceea în 2018 de la Fondul Ambasadorial American. Deci au fost două proiecte mari care au fost destinate revitalizării Bisericii Fortificate și punerii în valoare pentru comunitatea din Alma Vii. Cred că asta a contat foarte mult în decizia juriului să ne acorde această mare recunoaștere, fiindcă nu doar că am restaurat un monument, ci i-am dat viață prin oamenii care trăiesc acum în Alma Vii. Domnule președinte, sunteți cotăparte acestui eveniment, așa că spuneți-ne mai multe pentru a saluta munca acestor oameni. Da, e o ocazie extraordinară, zic eu, pentru că se întâmplă pentru prima oară ca acest Congres European al Patrimoniului Cultural, în cadrul căruia se înscrie și gala premiilor europene ale Patrimoniului Cultural, să se organizeze în România, la București. Congresul acesta e organizat anual de Europa Nostra, Federația Europeană a Organizațiilor care își dedică activitatea patrimoniului cultural, în parteneriat cu Comisia Europeană, iar premiul european al patrimoniului cultural, premiile Europa Nostra, sunt acordate în numele Comisiei Europene de Europa Nostra. Aș spune cel mai important eveniment european dedicat patrimoniului din anul acesta și, cum spuneam, se întâmplă la București. Gala va avea loc în data de 7 octombrie, e o zi de luni, 7 octombrie, la Ateneu Român. O să fim găzduiți și e o ocazie deosebită nu doar pentru că se întâmplă prima oară în România, dar și pentru că, indiferent unde s-ar întâmpla în fiecare an, este adunarea celor mai importante organizații din Europa și instituții care își dedică, cum spuneam, activitatea patrimoniului. E un congres care are, în afară de gală, evenimentul cel mai vizibil, așa, și atractiv, acolo unde se înmânează oficial premiile europene. În afară de acest eveniment, există o conferință dedicată politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural, extrem de importantă. În fiecare an abordează teme care apoi sunt transferate către Comisia Europeană și Parlamentul European prin intermediul activității de lobby pe care Europa Nostra o desfășoară. Apoi există o conferință publică a premiaților, deci fiecare organizație care primește premiu
își prezintă într-un eveniment public proiectul sau proiectele și activitățile și, din nou, aceasta e o ocazie extraordinară de a vedea cumva pulsul patrimoniului cultural în Europa pe diferitele paliere, pentru că premiile se acordă pe categorii diferite. Premiul pentru ansamblul Bisericii Fortificate din Alma Vie este acordat la secțiunea conservare. Suntem foarte mândri de acest lucru pentru că e secțiunea care are cea mai mare pondere a componentei profesionale în realizarea proiectelor. Celelalte secțiuni la fel de importante sunt cercetare, conștientizare și implicarea societății civile. Deci sunt secțiuni importante și deci proiecte care se desfășoară pe tot felul de paliere. Va fi o ocazie extraordinară să le vedem prezentate de autorilor la București. Cel de-al doilea premiu, dacă îmi permiteți, este acordat Bisericii Sfântului Mihail din Cluj-Napoca. Sigur, reprezentanții acestui premiu, ca să spun așa, care au muncit, nu sunt alături de noi, dar îi felicităm în egală măsură. E un proiect excepțional, o restaurare care a pus și probleme foarte dificile și pe partea de structură și pe partea de arhitectură și care au fost rezolvate într-un mod exemplar. Am avut șansa să vizitez șantierul când era în curs și cu îndrumarea echipei de proiectare condusă de domnul Adam Mocșoi și pe partea de structură de Dorothea Mocoi și sunt niște realizări excepționale. Da, deci acolo avem de a face cu un proiect minunat. Interesant că la Cluj placa aceasta care semnalează premiu a fost deja instalată pe Biserica Sfântul Mihail într-o ceremonie publică de decernare a premiului și placa asta stă doar la vreo 100 de metri distanță de o altă realizare extraordinară, o clădire restaurată recent premiată la nivel european, Casa Libertății Religioase, fosta reședință a episcopilor unitarieni, premiată acum câțiva ani tot pentru conservare. Deci sunt realizări foarte, foarte frumoase și avem mulți de învățat toți de la proiectele acestea premiate. Pentru a le spune celor ce ne aud adevărata miză care a dus, iată, la aceste două premii, le spun că au fost 12 experți din întreaga Europa, experți în patrimoniu, evident, care au ales, care au jurizat, iar candidații au fost 206 din 38 de țări. Deci 206 proiecte din 38 de țări, iată, două proiecte din România în forma finală premiate. Caroline, fără comunitate, iar e un lucru important pe care cred că trebuie să-l transmitem celor ce ne aud. Ați fi reușit ceva? Voi la Mihai Eminescu Trust sunteți niște oameni extraordinari, dar toată suflarea locului a participat. Greșesc? Da, în primul rând, echipa Fundației Mihai Eminescu Trust, care este mică, dar foarte dedicată și activă, dar ne și alegem comunitățile, să spun așa, fiindcă doar o comunitate care este deschisă și care participă, fiindcă este proiectul lor, de fapt, sau e un proiect pentru ei. Îmi crește inima când văd ce se întâmplă la Alma Vii, acolo o familie tânără, Alexandra și Sandu, și-au deschis un punct gastronomic local în incinta Bisericii Fortificate, în unul din încăperile lângă un turn, turnul de intrare, care a fost locuința clopotarului. Am reușit, cred că este unic încă să existe așa ceva în țară și mă bucur că Biserica Evanghelică, Consistoriul de la Mediaș a fost de acord să facem acest lucru. Sunt convins că mulți dintre cei care ne aud ar vrea să știe mai multe ce înseamnă acest punct gastronomic. Da, a făcut destul de multe demersuri Alexandra până a reușit să obțină toate autorizațiile și chiar i-a fost DSP-ul în control și au fost toate foarte bune, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Trebuie să folosești produsele din gospodăria ta și sigur trebuie să ai minim de standard pentru igienă, să ai două frigidere, să ai mașină de spălat vase, să ai depozit. Astea sunt cerințele totuși minime față de un restaurant sau alte lucruri și Alexandra servește masa în fața bisericii, pe platoul din fața Bisericii Fortificate, subtei. Recent, doamna ambasador al Americii, al Statelor Unite, a fost la noi și am servit cina
împreună cu dânsa acolo și a spus: Doamne, este incredibil de frumos, trebuie să promovați mai bine acest lucru, să vezi peste tot satul, să vezi pădurea. Este într-adevăr un loc extraordinar de frumos și ceea ce este foarte important pentru noi, ca proiectele pe care le implementăm, să fie sustenabile. Și asta vedem la Alma Vii. La Alma Vii s-au instalat, ca și la Viscri, familii tinere care au creat a doua asociație acolo și ei organizează zilele cetății Alma Vii. Deja a doua oară și a fost un mare succes. Au fost concerte în două seri și Alexandra gătește pentru toți care vin. Avem și o expoziție din iunie până în septembrie-octombrie al artiștilor Ilfoveanu. Au fost și sași plecați din Germania, au fost anul acesta, pe 8 august, au avut întâlnirea lor acolo și ei au fost foarte fericiți de ce se întâmplă la Alma Vii. Dar vă rog să-mi permiteți să profit de această ocazie și să rog publicul să ne ajute. Se acordă un premiu al publicului la Premiile Europa Nostra. Pe lângă această recunoaștere deja pe care o primim, s-ar putea să reușim, dacă avem multe voturi, să primim premiul publicului care constă în 10.000 de euro, de care am avea nevoie să terminăm altarul bisericii. Și deci îndemn ascultătorii să se uite pe site-ul nostru www.mihaieminescutrust.ro și să voteze pentru noi și pentru încă două alte organizații, dar în țară pot să votez numai pentru unul. Deci sau pentru Biserica Sfântul Mihail sau pentru noi, vă rugăm să votați. Ce frumos, deci atât ai făcut în dublu sens, ai avut generozitatea de a zice ori noi, ori Sfântul Mihail, deci n-ai spus doar pe noi, asta îmi place tare mult, și totodată completez eu până pe 22 septembrie poate fi trimis acest vot, deci intrați ori pe site-ul Mihai Eminescu Trust, ori pe în Facebook, Carolina tot postat, aș reveni la dumneavoastră, domnule Bălici. Un astfel de precedent, lăsând la o parte premiul extraordinar pe care l-au obținut, poate fi într-un fel sau altul exportat în alte zone din țară. Nu odată am crezut că dacă cineva undeva reușește, văzând acest lucru, alții or să spună, bă, dar noi nu putem să facem așa ceva. E, uite că nu prea funcționează întotdeauna precedentul. Românii revin acum după vacanță, au văzut ce este în Spania, în Italia, în Grecia, în Portugalia, lucruri frumoase, le admiră. Putem să le spunem că ar putea că ține și de noi ca și aici în România să avem mai multă ordine, mai multă tradiție. Da. Sunt mai multe feluri în care încercăm, de fapt, lucrul ăsta. Cred că toți cei care suntem în ecosistemul Europa Nostra, care ne ocupăm de patrimoniu, încercăm să creștem rezultatele, adică să facem ca proiectele de calitate să fie cunoscute, recunoscute și apoi urmate. Și aș menționa vreo trei puncte. Unu, în cadrul Congresului European al Patrimoniului Cultural pe care l-am menționat, organizăm un eveniment al societății civile și instituțiilor din România, o masă rotundă în data de 5 octombrie, care are ca scop exact găsirea ideilor practice și aplicabile pe care apoi să le transmitem către guvernanți, dar nu numai către ei, și către societatea civilă și populație în general, comunități, pentru că din toate direcțiile trebuie acționat. Ăsta e primul punct. Al doilea punct, am menționat acea prezentare publică a proiectelor premiate. De ce cred că e foarte importantă? Nu doar pentru că proiectele sunt frumoase și reușite, ci pentru că înțelegând cum s-au făcut, cum a fost posibil un anumit proiect, atunci de-abia putem să încercăm să-l multiplicăm, să-l facem să se întâmple și în alte părți. Și aici, pentru că întrebarea aceasta, cum a fost posibil, cum s-a întâmplat proiectul de la Alma Vii, e importantă, cred. Vreau să menționez că a fost posibil proiectul pentru că Fundația Mihai Eminescu Trust are deja o activitate atât de îndelungată de lucru cu comunitățile și cu patrimoniul cultural, în această simbioză permanentă. Patrimoniul niciodată nu e gândit doar ca obiect de delectare estetică și culturală, ci e gândit ca avuția comunității. Și atunci această abordare care aduce comunitatea în interiorul acțiunilor, dă rezultatele pe care le dă. Și de aici a pornit și proiectul nostru. Caroline a menționat că în 2011 am început proiectarea,
dar am început-o de la o cerință specială din partea fundației, care ne-a provocat să ne gândim la un proiect care nu rezolvă doar problemele clădirilor, problemele bisericii și ale fortificației sale, ci găsește și un mod prin care intervenția de salvare a monumentului să devină semnificativă pentru comunitate. Și atunci împreună am venit cu această idee de centru de interpretare a culturii tradiționale. Eu zic că a fost un gest foarte timpuriu în România de a discuta despre interpretarea patrimoniului cultural. Astăzi e o temă destul de cunoscută, dar nu suficient utilizată în România, dar acum mai mult de 10 ani cred că am fost așa, cam la începutul gândirii acesteia referitoare la interpretare. Așa este. Da. Da, da, da. Și a ieșit într-adevăr un centru de interpretare care vorbește despre cultura tradițională și inclusiv proiectul nostru de restaurare a fost gândit în sensul ăsta de a arăta oamenilor, de a face accesibilă istoria și transformările pe care le-a suferit monumentul în timp și motivele pentru aceste transformări. Și aș vrea să menționez foarte scurt câteva persoane care au contribuit la această cercetare, fără de care nu reușeam nici să construim un scenariu de restaurare și interpretare. Și e vorba de cercetare arheologică absolut fundamentală, coordonată de Andrei Măgureanu de la Institutul de Arheologie al Academiei Române. Apoi e vorba de cercetarea de componente artistice, urmele de pictură murală, inscripții, piatră sculptată și așa mai departe, coordonată la început de Cristina Serendan de la Universitatea Națională de Arte și apoi de Kish Laurent, care a și executat lucrările de restaurare de componente artistice. Apoi e vorba de inginer structurist. Aici am avut cea mai mare dificultate a proiectului și reflectă situația din România, cât de puțin suntem pregătiți, de fapt, să ne ocupăm de structurile istorice, să le înțelegem bine și să lucrăm cu ele. Și, în final, soluția extrem de sensibilă și puțin invazivă e datorată domnului Bodor Cioboș și cu colaboratorul său mai tânăr, Ferenczi Samuel, de la Sfântul Gheorghe, amândoi. Deci o echipă extraordinară, n-am cum să menționez toată echipa, sunt foarte mulți oameni și doar cu o cercetare de tipul acesta extinsă se poate realiza un proiect care să conteze. Și execuția e la fel de importantă. Și aici am avut șansa de a lucra cu o firmă mică, dar cu persoane extraordinar de bine pregătite și dispuse la orice efort. Compazul din Sighișoara cu domnul inginer Paulo Zoltan, pe care am vrut să-l menționez. Echipa e mult mai largă. Din cercetare și din această colaborare între fundație care a adus la masa discuțiilor comunitatea și specialiști, este un proiect care totuși spune o poveste mai mult decât doar să îngrijească niște ziduri. Deci, cred că asta e interpretarea patrimoniului cultural. Nu se poate face fără cercetare, fără specialiști, echipe multidisciplinare și costuri foarte mari care sunt implicate de toate aceste eforturi. Și Caroline a menționat finanțarea de la, așa zise, fonduri norvegiene, Spațiu Economic European și de la fondul ambasadorial. Apoi, pentru intervenția pe biserică, eu n-am mai avut niciun rol. A fost o altă echipă coordonată de domnul arhitect Ovidiu Taloș de la Brașov. Deci un efort care a durat 2011-2024. Da, da, da. Dar niciodată nu se termină un proiect. Nu, deci nu, nu, sigur. Odată terminat sau, mă rog, adus la un stadiu avansat de restaurare acest proiect, monumentul sau monumentele capătă viață. Așa cum ați spus, acolo nu este un simplu muzeu, ci este trăire sufletească, sunt emoții. Oamenii vin să vadă viață și nu doar obiecte. Ce pot să vadă, Caroline, cei care din luna septembrie vor ajunge și la Alma Vii și la Viscri? Hai mai fă-l odată o invitație așa cum știi tu să o faci. Deci eu invit pe toți la Alma Vii. Acum Alma Vii este în centrul de e vedeta, sigur că da, da. Este acest centru de interpretare a culturii tradiționale unde este așa de frumos că fiecare comunitate care a trăit, fiindcă sașii nu mai sunt, are o poveste despre Alma Vii. Fiecare etnie are o altă poveste. Aceasta este bogăția în țara aceasta, multiculturalitatea. Cum se desfășoară totul? Păi trebuie să urce la Biserica Fortificată, așa, unde tot mereu este Alexandra și soțul ei, Sandu, de la ora 10 până la ora
8 seara când au oameni la masă, stau până mai târziu și ei sunt foarte dornici și deschiși să prezinte toate 21 de încăperi care sunt de vizitat, se poate urca pe turn și vedea împrejurimile. Am reînnoit anul acesta cu Cosmin Florea, care este un cetățean nou al satului și este un designer renumit. Am refăcut o parte din expoziții, ne-au mai adus și sași din Germania lucruri. Deci, în aceste camere despre care ne vorbești, sunt poveștile acestor comunități. Trecând dintr-o cameră într-alta, afli povești, nu? Da, și sunt lucruri pe care le-am adunat de la comunitatea actuală din satul Alma Vii. Și poate vedea și un schelet foarte interesant care este expus, 1,70 m. Când l-au găsit arheologii, am invitat tot satul să vadă. Zic, uite ce sas mare ați avut voi când vă uitați la mine cât sunt eu de mică. Deci la voi au trăit oameni foarte speciali. Și chiar avem în trei camere, avem paturi. Cei care sunt curajoși pot să doармă deasupra scheletului. Și încă nu am avut cerințe, fiindcă primii 5 ani după terminarea proiectului nu am avut voie să avem venituri. Acum e bine că s-a schimbat această politică, fiindcă nu este normal. Este bine să fie sustenabil de la imediat după ce se încheie proiectul. Și eu mereu spun asta, Alma Vii are un farmec foarte special. Este satul cel mai frumos din cele 45 în care lucrăm. Și asta face natura care înconjoară aceasta, fac monumentele, dar în special o fac oamenii, fiindcă oamenii au creat aceste monumente și acum oamenii, tot comunitatea o păstrează și pune în valoare. Și vă îndemn să vizitați Alma Vii. Închidem alături de președintele Ordinului Arhitecților, alături de domnul arhitect Bălici, întrebându-l care sunt planurile pentru toamnă, iarnă ale Ordinului. Știm bine că, în general, în perioada asta se fac pregătiri. Toamna e într-adevăr aglomerată, plină de evenimente. Am să menționez, cred că doar unul pe care îl consider special. E vorba de un festival al școlilor de arhitectură pe care îl organizăm începând de anul trecut, deci acum suntem la a doua ediție, care se va desfășura la Cluj anul acesta, găzduit de Facultatea de Arhitectură de la Cluj și care este un loc de întâlnire și reflecție pentru arhitecți, pentru cadrele didactice universitare din România, dar și pentru public în general, unde avem invitați foarte interesanți și importanți din țară, dar și din alte părți ale lumii, și unde discutăm despre arhitectură și rolul ei în comunitate, rolul ei în societate, despre problemele actuale ale lumii în care trăim și felul în care arhitectura trebuie să contribuie la încercarea de a găsi soluții și rezolvări. Și sigur, mă gândesc la încălzirea globală, criza climatică, pierderea biodiversității, dar mă gândesc și la problemele sociale, la inegalitățile tot mai mari între segmente ale populației, mă gândesc la război. În toate acestea, arhitectura contează, poate să ajute la găsirea de soluții sau să ofere soluții. Până atunci, iată evenimente importante. Summitul European al Patrimoniului Cultural 2024 va fi premierea din octombrie, la care, iată, va fi prezentă și Caroline cu Mihai Eminescu Trust pentru Biserica Săsească din Alma Vii, dar și cei care au muncit pentru restaurarea Bisericii Sfântului Mihail din Cluj-Napoca. Am să închei cu invitația făcută de Caroline, ca până pe 22 septembrie, dacă doriți să participați cu un vot pentru premiul publicului, tot respectul pentru cei care au reușit să aducă aceste premii aici. Domnule președinte, noi o să continuăm pentru că sunt convins că sunt multe de adus la zi în patrimoniu și faptul că vă avem alături e foarte important. Mulțumim tare mult, numai bine până la o reauzire. Mulțumim Mulțumim. pentru invitație. Mulțumim. Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Aici se încheie această ediție. Vă doresc o seară bună și, ca de obicei, vă spun, pe cât posibil, rămâneți alături de Radio România Actualități. Toate bune!